Totuși, vine, v-am gândit la un nou videoclip, tot pe serie de Minecraft, bineînțeles. Asta l-am găsit pe o aplicație, un resource pack foarte interesant, Godzilla Resource Pack. Vă recomand să vedeți minim un film dintre cele 35 cu Godzilla, pentru că nu veți înțelege mare parte din acest video. Dar, ca să știți de unde l-am instalat, voi lăsa numele aplicației în descriere. Bine, acum să începem. E un resource pack foarte interesant. Să umblăm pe aici un pic, așa, și să scotocim pe aici. Așa. Și dacă căutăm noi atent, vom vedea. Deci, avem King Gordo, Havela și avem Mothra. Eu zic să nu spunem acum la pentru că poate fi mare, nu știu. Hai să vedem King Gordo. Mi se pare că e dragonul la galben cu mai multe capete. Da. Asta e. Deci uitați-vă cât de mare este. Stați un pic. Intrăm un pic la setări. Deci. Stai să vedem. Stai să vedem un pic. Am aici. Doamne. Ah, gata. Așa. Deci, cât de mici suntem noi pe lângă acest gigant? Dacă sărim de-abia suntem cât jumătate dintr-un picior, pe bune. Wow. Wow, wow, wow. Bine, hai să ne ducem un pic mai departe, mie să nu se lupte cu ceilalți care sunt pe aici. Bine. Hai să spunem pe Rowan. Ce asta? Am explicat și mie cineva ce e ăsta? Nu știu ce, doamne, este ăsta. Dați un pic. Deci habar n-am ce e ăla. Deci un dragon cu ciuc de rață? Nu știu. Nu spawnăm Godzilla, spawnăm Mothra. Este un fel de fluture. Unde ești Mothra? Aude, Mothra. Ce ciudat e Mothra. Deci, unde? Deci cât de ciudat este Mothra. Bine. Hai să-l spunem pe Godzilla acum. Hai să vedem. Regele monștrilor. Wow. Wow, wow, wow. Ce faci? Ia, putem să-i dăm damage? Nu, nu putem. Ia. Stai un pic. Ah, putem să-i dăm damage. Da, mă întreb ce... Wow. Dar mă întreb ce se întâmplă dacă ne dăm pe survival. Ia, ne atacă. Ne atacă dacă îi dăm de mici. Ne atacă, ne atacă, ne atacă, ne atacă, ne atacă, ne atacă. Chiar că ne atacă Godzilla. Hai să plecăm de aici. Așa, sunt eu mai în siguranță. Deci, să vedem. Wow, ce-a fost aici? Hello, ce mai faci? Cum mai e viața? Ia, sunt un pic. Doamne, 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 ce are cu mine? Au, dar ce are cu mine, frate? Și nu păi așa, așa, și ne-a omorât ăsta. Gata, m-am învățat minte, nu mai vreau să urmă pe acest
Resource pack. Creative. Motra a rămas aici. Oh, nu settings. Deci motra a rămas aici. Ăsta la fel a rămas aici. Nu putem să-l călărim. Wow. Ia picăm. Da, picăm prin el. Deci, suntem înăuntru lui. Wow. Cât de tare. Și mă întreb, moară ceilalți mobi? Mobi pasiv, vreau să zic. Da. Să vedem. Mobi pasiv, da. Cum suntem noi față de un Godzilla? Foarte mici. Ia să vacă acestea să le atacă. No, no, nu le atacă. Da, cu mare ochi. Uitați-vă un pic la ochii lui. Wow! Și la umbră! Fiți un pic atenți! Și la umbră, fiți un pic atenți! Deci, wow! Textura! Wow! Deci, foarte! Da! Și, ia! Deci, dacă spunem două Godzilla, să le zic așa. Ce o să se întâmple? Hai să spawnăm mai multe. Ia, hai să spawnăm mai multe. Ia, se bat între ele. Wow, ce am spawnat aici? Ce am spawnat aici? Să-mi zică și mie cineva. Ce doamne e aici? Cât HP au chestiile astea? Să îmi zică cineva. A, putem să le îmblânzim. O să te îmblânzesc? No. Da. Și Mothra văd că a rămas acolo, sus. Ce textură au aripile, pe bune. Realistică. Wow. E spațiu Mothra. Deci, ok. Ce ochișor are. Dar Mothra ce ne face? Până să-i dăm damage? Să mergem la aceste Godzile. Wow, dar cum e? Cum ar fi să mergi liniștit prin lumea ta de Minecraft să dai de așa ceva? Doar că e mai multe Godzile de-astea. Cum ar fi? Vă întreb. Scrieți în comentarii cum ar fi să dați nasunați cu așa ceva în lume. Poate se adaugă și un update. Poate se adaugă Godzile. Cine știe. Da. Ia, i-am dat damage. Nu știu, dar cred că e lag. După cât ți se pare, este lag. Este lag. Bine, hai să spawnăm mai multe Mothra, să vedem ce se întâmplă. Deci, luăm frumos. Mola, kinguru, nu, da, unde asta. Stați un pic și ne mai trebuie bedrock. Vă zic eu de ce luăm bedrock. Ușa de iron și un pressure plate ne mai trebuie, zic eu. Așa. Ne dăm pe survival după ce spawnăm Mothra. Deci, nu știu cum o să fie. Habar nu am cum o să fie. Hei. Cred că trebuie avut tot mai degrabă. Niciodată nu știu cum merg chestiile astea. Un buton. A, ne dă de alag.
că nu merge. Închide-te! Bine, hai să vedem. Deci, fiți atenți. Spawnă motra pe aici. Motra, să ne ajungă motra. Motra, doamne, rodă-n ăștia. Cum reacționează Godzilla noastre la așa ceva? Mucelul pe aici. Bădicul. Uoooo. Cred că o să ne dea care jos până că se mai... Dar... Uoooo. E foarte mult lag. Mă întreb când o să se spargă. Nu știu că nu când o să moară tot. Și încă... Deci... What? Au... Au omorât Godzilla-le. Dar ce e aici, frate? N-am primit așa ceva. Nu pune pe aici. Doamne. Dar periculoase mai sunt. Rogan, periculos n-am spus. De unde-i vin? Ah, de la aceste chestii. Sau din cer, de unde doamne vin? Da, vin din cer, părerea mea. Wow! Foc pe aici. Wow, wow. Ce e aici? Deja ne dă cu foarte mult, ne dă mult lag. Am început și cu videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut de astăzi, vă abonați să dați un like. Știți, am spus idei viitoare de videoclipuri. Ideea mea viitoare de videoclip este să fac o bundă de TNT și să le explodez, bineînțeles, dar vreau să au și opinia voastră în comentarii. Pa!